Am încheiat consultările cu formațiunile parlamentare, consultări pentru găsirea unei soluții guvernamentale. Discuțiile de astăzi au fost considerabil mai bune, după părerea mea, decât ultimele discuții. Am reiterat la fiecare întâlnire că acum este nevoie de o soluție reală. Acum criza politică trebuie să se încheie. Acum este nevoie de un guvern care se apucă să rezolve problemele care îi preocupă și pe români. Trebuie să terminăm cu această criză de preocupări care țin doar de politicieni. Această criză a durat deja prea mult, este inadmisibil să continuăm în acest stil. Avem criza pandemică, avem o situație dramatică în spitalele din România, iarna bate la ușă, prețurile la energie cresc și chiar dacă acum avem soluții pentru aceste chestiuni, este nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a pune în practică soluțiile pe care le-am gândit. În acest sens, am fost foarte mulțumit și bucuros că Partidul Național Liberal a venit cu o nouă abordare, s-a votat acolo în unanimitate un candidat care mi-a fost propus în persoana domnului Nicolae Ciucă, aici prezent. Analizând întreaga situație, discuțiile și trăgând concluziile care se impun, am decis să-l desemnez drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Nicolae Ciucă. L-am invitat să vină împreună cu mine în fața dumneavoastră și îl rog în continuare să spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles încredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie să îl avem în aceste momente dificile pentru a putea să depăși, pentru a putea depăși situația de criză în care ne aflăm, astfel încât cetățenii să poată să beneficieze de tot ceea ce poate un guvern în deplinătatea sa să ofere prin deciziile și acțiunile pe care le întreprinde. În acest sens, vom negocia cu toate forțele responsabile, astfel încât, într-o perioadă de timp cât mai scurtă, să reușim să alcătuim guvernul și, de asemenea, să negociem cu toate forțele responsabile, astfel încât guvernul propus să poată să fie, aprobat în Parlament. Vă mulțumesc! Domnule prim-ministru desemnat, vă doresc mult succes în negocieri și în formarea guvernului. Iar dumneavoastră vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!